GPS Cultural la Radio România Cultural. Această seară are loc de la ora 19 la Muzeul Național al Literaturii Române o dezbatere pornind de la volumul Despre creierul femeii și alți demoni, o antologie de texte publicistice semnate de Sofia Nădejde, apărută anul trecut la editura Paralela 45 sub îngrijirea Mariei Cernat și a Adinei Mocanu. Sunt invitate la dezbatere Oana Băluță, Maria Cernat și Elena Vlădăreanu. Maria Cernat și Elena Vlădăreanu sunt acum în studio alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Sofia Nădejde, s-a mai vorbit de când cu gala Sofia Nădejde pe care ai lansat-o cred că tu, Elena. Cred că e singurul meu merit în acest proiect, doar pentru că, într-adevăr, am lansat această gală a premiilor pentru literatură scrisă de femei. Asta se întâmpla în decembrie. De fapt, toată toamna lui 2018 am lucrat la asta. În decembrie 2018 a fost prima ediție. Și cred că așa m-am și întâlnit cu Maria Cernat. După gală, Maria mi-a spus că lucrează la acest proiect al unei antologii cu textele publicistice din revista Contemporanul, pentru că nu sunt toate textele publicistice. A fost o întâmplare, o coincidență, să spunem, fericită. V-ați sincronizat fără să vă vorbiți. Exact, cam așa a fost. Iar meritul meu este că o mai sunam pe Maria din când în când și o întrebam ce faci. Și cumva o împingeam să termin acest proiect, pentru că îmi doream foarte mult să avem această carte la ediția a doua, ceea ce s-a întâmplat, s-a și întâmplat, adică am lansat volumul apărut la Paralela 45, l-am lansat chiar în seara galei, la ediția a doua a galei, dar munca adevărată au făcut-o Maria și Adina Mocanu. Sofia Nădejde, o autoare de secol XIX foarte puțin cunoscută, despre care n-am auzit decât, cred că, puțin dintre noi până mai de curând. Iată, Maria, de ce te-ai îndreptat către ea, cumva să recuperezi această lipsă din istoria feminismului românesc? Păi, să știți că în cadrul mișcărilor feministe ea este foarte cunoscută, s-a discutat foarte mult despre ea, a existat la un moment dat și un cerc de lectură, Sofia Nădejde, și ea apărea așa ca o figură emblematică și am rămas foarte surprinsă să constat că nu există textele ei reunite într-un volum și că trebuie să mergi la bibliotecă, doar la anumite biblioteci să găsești, să ai foarte multă răbdare să le citești, să răsfoiești toate volumele acelea de secol XIX, aflate într-o stare nu tocmai bună, ca să ajungi la gândurile ei. Și mi s-a părut foarte util să o aduc în actualitate. Acum Elena, sigur, este modestă, dar ea a jucat un rol decisiv, pentru că eram foarte dezorientată, adică eu luasem textele astea și practic nu știam exact ce să fac cu ele. Ea a fost cea care m-a îndreptat spre editură, m-a recomandat și m-a susținut pe tot parcursul acestui proiect. A fost de asemenea și Adina Mocanu alături de mine, ea are doctoratul în filologie și asta a fost important, pentru că a lucrat cu textele de secol XIX, a reprezentat o provocare în sine și aducerea lor la zi a reprezentat o provocare în sine. Eu m-am bucurat că cei de la editura Paralela 45 au fost de acord să punem la final două, cum să spun, manuscrise, deci sunt fotografii ale textelor originale, pentru ca aceia dintre cititori care sunt pasionați de limba română și de filologie, mai mult decât un cititor obișnuit, să poată vedea cum arătau textele originale. Și spun că a fost dificil, pentru că sunt niște rigori de aducere la zi a unui text de limbă română de secol XIX și noi ne-am străduit să le facem cât mai accesibile aceste articole, pentru că ele sunt pentru, zic eu, pentru cei preocupați de problematica aceasta a egalității de gen, a violenței de gen, care, iată, din păcate este atât de prezentă în societatea noastră, pentru cititorii de astăzi, deci pentru cei care au aceste preocupări și pentru cititorii de astăzi, pentru că parcurgerea lor în varianta originală era mult îngreunată de această limbă română de secol XIX. Dezbaterea de astăzi pornește de la textele Sofiei Nădejde, dar se rezumă la aceste texte sau este o discuție de fapt despre feminism? Am putea spune chiar în ultimele
două secole. Așteptăm și noi să vedem ce ne pregătește Vasile Ernu, pentru că proiectul acesta de dezbateri... Singurul reprezentant masculin. Da, și acest proiect de dezbateri este coordonat de el la Muzeul Național al Literaturii Române. Presupun că se va vorbi, discuția va fi dusă în zona feminismului, istoriei feminismului în România, întrucât printre invitați este și Oana Băluță, care știm cu toții că este și ține studii de gen la SNSPA, parcă. Da, la masterul de studii de gen și minorități. Și probabil că vom discuta, vom da exemple din articolele prinse în această antologie. E interesant, sunt niște texte foarte interesante. Unele dintre ele sunt așa, le poți citi cu privirea de acum și aduse într-o cheie foarte contemporană. Am citit și eu câteva dintre ele și aproape că m-am îngrozit cumva de actualitatea lor. Exact. De 1900. Exact. Faptul că Sofia Nădejde sunt texte scrise în situație. Exact, da, sunt texte scrise 1881, 1882, 83 și texte în care se pune problema educației, se pune problema pauperității, se pune problema egalităților de șanse, a violenței, exact. Totodată trebuie să zic eu că e bine să contextualizăm nu doar textele acestea, ci și prezența Sofiei Nădejde și viața ei și să ne gândim cum era epoca atunci și presupun că se va vorbi și despre asta diseară, pentru că sunt multe accente discriminatorii în textele ei și Maria știe mai bine și poate să spună mai multe despre asta. Chiar nu vreau să ne explici acum puțin. Da, cred că am putea explica și titlul acestei cărți, nu? Că e foarte interesant, despre creierul femeii și alți demoni, mai ales că este un titlu pus de voi, nu fiind textele, nu, ea nu și-a pregătit niciodată o carte să o tipărească, nu era cazul, sunt articole, adică nu era cazul în sensul că nu cred că i-o tipărea cineva. Ne-am gândit foarte mult ce titlu să alegem și de ce am ales acest titlu, pentru că ea a avut o dezbatere foarte aprinsă despre care au mai apărut articole în presă. Sunt convinsă că ați mai întâlnit informații despre această dezbatere. O dezbatere foarte aprinsă cu Titu Maiorescu. Titu Maiorescu era un conservator, era un om foarte puternic, adică este unul dintre mari critici literari, a fost și ministru educației, a avut funcții importante în aparatul statal și de la acest anvon al puterii simbolice și culturale pe care o deținea, spunea nici mai mult, nici mai puțin decât că femeile sunt mai reduse intelectual de la natură pentru că au capul mai mic și creierul mai mic. Și atunci Sofia Nădejde a fost printre puținele care a reușit cu o acribie, o seriozitate și o minuțiozitate ieșite din comun să-l contrazică, spunând, iată, dacă măsurăm de fapt raportul dintre creier și corp, constatăm că de fapt femeile au mai mult creier. Da. Asta e doar unul dintre argumentele care acum ne face să râdem, dar să știți că atunci aveau și o latură puțin, aș spune, chiar sinistră, fără să exagerez, pentru că ce-ar fi însemnat dacă lumea ar fi luat foarte în serios argumentele lui Titu Maiorescu? Ar fi însemnat că femeile nu au acces la educație, cultură și trebuie să se respecte așa numitul principiu al separației sferelor, adică ele să rămână în sfera domestică. Eu am un citat aici din Titu Maiorescu, din conferința ținută la Ateneul Român în 1882, o să citesc doar puțin. Cum am putea într-adevăr să încredițăm soarta popoarelor pe mâna unor ființe a căror capacitate craniană este cu 10% mai mică? Abia ajung astăzi creierii cei mai dezvoltați pentru a putea conduce o națiune pe calea progresului și prosperității materiale. Din 1000 de căpățâni măsurate a rezultat 1410 grame greutate mijlocie la bărbat și numai 1250 la femei. Ceea ce de altfel și spune aia. Acum am spus eu cu vorbele lui Titu Maiorescu. Pe de altă parte, făcând o comparație între greutatea creierului englezilor și al italienilor, ajunge de asemenea la concluzia că englezii aveau creier un pic mai mare și atunci înseamnă că erau cu toții ceva mai inteligenți și ar fi însemnat ca italienii să se lase conduși cu toții de englezi pe baza acestor măsurători cu rigla și cântarul, făcând aici o eroare de argumentație clară și făcând o echivalență între inteligență și mărimea creierului. Și spune Sofia Nădejde, dacă ar fi vorba să mergem până la capăt, atunci balena ar fi cea mai deșteaptă, pe care are creierul foarte mare. Și atunci, sigur că
Mă rog, ea are și argumente foarte serioase, dar e și foarte, are un condei foarte ascuțit și m-a amuzat la un moment dat când a spus, ați văzut, și-au măsurat creierul, dar uitați, dacă măsurăm cum trebuie în toate trei cântăririle, domnii bărbați își dau seama că ies într-o poziție dezavantajată. Dar ce impact avea în acea perioadă asupra femeilor vorbele ei? Și textele, nu asupra ei, bărbaților, da. Și textele ei. Ce întrebare bună, da. Trebuie să facem un efort de imaginație sau să mergem la istoria feminismului. Dacă ați, erau niște publicate în epocă, nu i-a publicat în contemporan. Nu publica oriunde, să știți că ea a fost o feministă marxistă și a fost o marxistă convinsă. Poate de asta, știu eu, după Revoluție nu și-a găsit locul, știu eu, în rândul preocupărilor feminismului liberal de la noi, dar este doar o supoziție, nu cred că este vorba până la capăt de așa ceva, dar era convinsă și publica în această revistă și era, cum să spun, militantă, publica alături de soțul ei, care fusese, culmea, dat afară din învățământ de Titu Maiorescu pentru că promova, vezi, doamne, ateismul în școli și el era un adept al separării bisericii de stat, de separării puterilor în stat și pentru asta a fost aspru sancționat de Titu Maiorescu și cred că avea un impact în cadrul acestor mișcări, dar vreau să vă mai spun ceva, să știți că cred că era vorba de anul 1902 când Sofia Nădejdea a publicat la revista Universul și a câștigat locul întâi și un premiu în bani, 1800 de lei, foarte important atunci, adică era cunoscută și deci avea impact. Erau premiate, nu? Dacă revenim tot la zilele noastre. Exact, exact. E important de subliniat. În contextul ultimelor evenimente, Anca. Și al discuțiilor despre ultimele evenimente. Da, chiar voiam să pomenim despre asta. Am citit chiar acum câteva ore, Maria Cernat, o postare a ta pe o pagină de socializare, Anastasia Gavrilovici, este această discuție. Anastasia Gavrilovici a primit premiul la Botoșan, premiul Mihai Eminescu pentru debut și a spus pe scenă că a reproșat faptul că premiul Mihai Eminescu Opera Omnia nu a mai fost decernat unei femei, am impresia, din 2002, dacă nu mă înșel, și că 2006. Sau 6, exact, 2006. Da, în 2006 și că nicio femeie nu este pe lista de nominalizați la Opera Omnia, mă refer, ea a luat premiul pentru debut și acest lucru a stârnit așa un val de jigniri, de cuvinte grosolane. Cum ziceam și mai devreme, e important să contextualizăm. E vorba de Botoșani, e vorba de cei care erau prezenți în sală, care sunt... În primul rând, din sală au început reacțiile. Păi, vorbim de sală, exact, bineînțeles. Da, nu, eu mă refeream după aia ce primește ea pe Facebook și la acestea se referea Maria Cernat chiar acum câteva ore. Este foarte important. Să știți că o critică adusă feminismului liberal este că ce feminism propuneți voi? Adăugați femei și amestecați. Adică o perspectivă foarte simplistă. Dacă punem femeia acolo, rezolvăm problema. Și uite ce spune Sofia Nădejde, de pildă, spune, nu trebuie să ne oprim luarea minte numai asupra câteva sute de femei care sunt cel puțin în aparență mai bine tratate, ci trebuie să observăm viața milioanelor. Altfel facem o crimă. Sau mai bine suntem niște egoiste rafinate care ascundem privilegiile ce am dorit sub numele pompos de emancipare a femeii. Aici sunt și nu sunt de acord cu ea, pentru că vedeți cât de important este totuși să avem femei în prim plan și de-abia când vezi reacțiile de genul acesta se pune o oglindă în fața misoginismului și sexismului prezent în societatea noastră. Niciunul dintre cei care i-au scris aceste comentarii de o violență incredibilă acestei scriitoare române nu s-ar fi deranjat cu asemenea, cum să spun, revoltă morală. Da, dacă ar fost vorba despre un bărbat, pentru că au fost atâția care au scris. Nu? Și asemenea, sunt atâția, și exact, sunt. Și unii au deja soclu. Păi, Brumarul e pe piedestal, el așa a scris. A primit el vreun astfel de mesaj? Nu, a primit foarte multe premii, făcea o poezie foarte foarte iubită, bună, foarte apreciată, dar în momentul în care vine o femeie și scrie din punctul ei de vedere despre corp, despre sexualitate, despre intimitate, începem să...
Da, și tot pe pagina de Facebook de care aminteam, comentează cineva, un astfel de mesaj nu schimbă realitatea, doar o enervează. Se referă la ceea ce a spus Anastasia Gavrilovici pe scenă când a primit premiul de la Botoșani. Eu nu cred în asta. Nu cred că nu schimbă. Sigur, schimbările nu se produc de la o zi la alta, nu se produc peste noapte. După o declarație. Și foarte bine, se produc prin enervare. Ne enervăm anul ăsta. A mai fost Medeia Ian cu anul trecut sau acum 2 ani, când la fel a enervat publicul. De ce? Pentru că a citit un poem provocator care nici măcar nu era al ei. Sau în fine, era niște citate din Marius Ianuș, care la fel e pe piedestal. Așa, dar trebuie să ne asumăm, să enervăm, nu? Exact. Ca să schimbăm cu încetul. Și să faci ceva. E important să faci ceva și cumva să dai la o parte tot acest balast. Spuneți că nu știți despre ce se va discuta în această seară, dar voi două, despre ce v-ați dori să se discute? Ce subiect nu ar trebui evitat? Eu, de exemplu, aș vrea să vorbim despre asta, despre riscul de a o transforma acum pe Sofia Nădejde, așa, noi, femeile feministe, a o transforma în, habar n-am, în nu știu ce, să o punem pe piedestal, că tot am vorbit de piedestal. Nu cred că nici ea și-a dori lucrul ăsta, nu cred că e dorit de nimeni. Și eu aș vrea să vorbim și despre părțile mai puțin comode din articolele ei, de părțile problematice din articolele ei. Dacă sunt fisuri și acolo în argumentările ei. Și e până la urmă normal să fie așa. Exact. Și o recuperare, așa se face. O recuperare nu se face construind statui. Și cu bine și cu rău. Exact. Are episoade în care este destul de, aș spune, aproape rasistă, pentru că are așa, omul european educat este pus pe un piedestal foarte înalt, pe când celelalte popoare sunt tratate așa cu condescendență. Vezi omul alb care mângâie pe cap nativul din alte părți și e destul de problematic. Așadar, în această seară, de la ora 19, adică într-o oră și jumătate, la Muzeul Național al Literaturii Române va avea loc o dezbatere pornind de la această carte despre care am vorbit, volumul despre creierul femeii și alți demoni, o antologie de texte publicistice semnate de Sofia Nădejde, apărută la sfârșitul anului trecut la editura Paralela 45, sub îngrijirea Mariei Cernat și a Dinei Mocanu. Maria Cernat, Elena Vlădăreanu, vă mulțumim că ați venit astăzi la stație. Mulțumim mult că m-ați invitat. La dezbatere de seară. Să fie o dezbatere așa cum trebuie. Sigur. Mulțumim. La revedere. La revedere.